Acest proces de reabilitare a mozaicului, și foarte bine că se face acest proces pentru că e foarte de lung așteptat, este o operațiune destul de complexă, se lucrează mai multe puncte odată. Deci se pot desfășura operațiuni în alte părți și sunt destule și se pot vedea cu ochiul liber, în afară de zona unde se efectuează această cercetare arheologică. Deci nu se întârzie întregul proces de reabilitare din cauza strict a cercetării arheologice. Pe de altă parte, colegii mei care sunt efectiv lucrează, au stat inclusiv la 0 grade acolo, pe marginea șansului. Am lucrat conform convențiilor încheiate cu constructorul. S-a finalizat o primă jumătate a acelui șanț necesar drenului pentru care de fapt se și face cercetarea arheologică. A fost trimis raportul la Comisia Națională de Arheologie, a fost aprobat de săptămâna trecută, dar între timp noi ne apropiem de finalizarea celei de-a doua părți a șanțului, deci finalizarea practic a întregii cercetări. Deci ritmul de lucru, din punctul nostru de vedere, așa cum se lucrează în arheologie, este bun, susținut, inclusiv după ora 5 se stă, pentru că s-a și luminat și timpul ne permite, luminositatea ne permite să stăm acolo. Deci este un anumit tipic al acestui lucrări de arheologie care nu poate fi trecut cu vederea sau nu se pot sări etape, pentru că arheologia a fost destul de știință, n-ai cum să o faci cu utilaje sau într-un ritm impropriu.